Bună, sunt Alexandra și astăzi livrez fericire alături de Andreea Moldovan. Bună, Andreea! Bună, Alexandra! Cine este Andreea și ce face ea? De ceva vreme chiar îmi place să cred că livrez fericire și din ce în ce mai multă și din ce în ce mai multe persoane, ceea ce mă bucură și pe mine și tot timpul spun că fericirea se întoarce. Pentru că suntem la emisiune de sport și lifestyle și Raluca va trebui să dea jos tot ce mâncăm noi, hai să vedem ce mâncăm, ce avem aici. Avem șuri, trei feluri de șuri, deci va trebui să gustăm din toate. Okay. Dacă mă gândesc, cred că sunt vreo 5, că am un mix and match. Cu vanilie, cu vanilie și cu fructe, cu ciocolată, da. Cu ciocolată, cu fructe, cu vanilie, cu ciocolată, cu tot felul de chestii. Avem niște cookies cu susan. Contrar culorilor pe care le are tortul, este cu fructe de pădure, cu un mus de zmeură căpșune și un mus de ciocolată albă și vanilie. Și îl începem, nu? Îl tăiem, îl începem și cine știe, poate și terminăm. Ce sport va face Raluca? Ce-ți place să faci? Vrei să o vezi făcând ping-pong? Mi-ar plăcea. Lasă, o trimitem pe role. Eu merg foarte mult cu rolele cu fetița mea în parc. Așa că role. Deci, Raluca, te dai pe role, sari tot ce mâncăm noi azi. Hai să începem. Cuțit! Bună, sunt Raluca și astăzi este rândul meu să fac sport. În timp ce Alexandra cu Andreea Moldovan se distrează cu tot zahărul din lume, iar Andreea a mâncat o bucată de tort de vreo 400 de calorii și un șu, o prăjitură ca un ecler, dar este rotundă, care și are vreo 200 de calorii. Eu va trebui să muncesc și n-am o luptă ușoară, pentru că este lupta cu zahărul. Și voi face sportul preferat al Andrei, voi merge cu rolele, așa că haideți! Eu m-am echipat și sunt gata, vom face două ture de herăstrău, asta înseamnă cam 12 km și pentru cine se simte în stare poate face și tot felul de exerciții de izometrie pe role, genuflexiuni, haideți cu mine să vă arăt! Aș vrea să descrie experiența Masterchef în 5 cuvinte. Obositor, palpitant, neașteptat, a fost roller coaster și frumos, dar n-aș mai repeta-o. Pentru că tot suntem la capitolul mâncare, dacă ar fi să mănânci un fel de mâncare toată viața, care ar fi ăla? Nu pot. Atunci care e cel mai ciudat lucru pe care l-ai mâncat? A, nu, nu vrei să mergi acolo, am mâncat. Am mâncat lăcuste, scorpioni, gândaci, blendați, viermi, stomac de oaie. Ajunge. Ajunge. Dacă ar fi să poți să te pensionezi acum, ce ai alege să faci? Doamne, mi-aș petrece toată viața într-o vacanță constantă, continuă, neîntreruptă, infinită. Și n-ai mai livrat fericire? Ba da, mie. Apropo de asta, când ai fost ultima dată cu adevărat fericită? Dimineața. Dimineața am fost super fericită pentru că, deși mă grăbeam că aveam foarte multă treabă și veneați și voi, s-a trezit Ava și mi s-a pus așa în brațe și s-a lipit toată de mine și am ținut așa în brațe și am zis, aici și uite în plus, mai contează dacă întârzi. Paharul e pe jumătate plin sau pe jumătate gol? Mereu jumătate plin. Dacă ar fi să ai o super putere, care ar fi aia? Mi-ar plăcea să nu mai existe durere. Dacă ar fi să știi ceva din viitor, ce ți-ar plăcea să știi? Nimic. Ai mâns vreodată o vacă? Nu, și îmi pare super rău să știi, pentru că am suferit toată copilăria că nu am avut bunici la țară. Fetelor, vă las să mâncați, eu mai am jumătate de tură și ne vedem lunea viitoare. Pa! Ce întrebare urăște ți se pună? Mamă! Este ceva ce urăsc și pot să spun în gura mare? Te rog. Rețeta? Care e rețeta? Este extrem de complicată și nu ți-o voi da niciodată. Pentru că rețeta nu o să o primesc în niciun caz și pentru că oricum vreau să terminăm ce avem aici. Raluca, tu continuă, te rog, să faci ture de role, de parc, de ce vrei tu. Iar cu voi cei de acasă ne vedem lunea viitoare. Pa! Ciao!